Da, mulțumesc. Eu o să fac și închiderea lansărilor. Și circula apropo de ocupația lui Golem Chansal și de ceea ce se întâmplă, de soluția finală, circula pe vremuri o glumă sinistră, cum că dacă naziștii ar fi apelat la Elena Ceaușescu ca inginer chimist, poate că Holocaustul nu s-ar fi produs. De asemenea, trebuie să mă disociez de Denisa Comănescu și să spun că nu e vorba de faptul că el nu poate veni la noi pentru că nu suntem încă în Schengen. Noi nu suntem în Schengen, nu încă. Încă este prisoselnic aici. Dar dincolo de lucrurile astea, trebuie să-mi exprim plăcerea pentru că particip la lansarea unei cărți cu adevărat valoroase, o carte de substanță, o carte scrisă cu talent și cu forță și cu duritate și o carte care împletește informația documentară cu ficționalul, cu scorneala. Pentru Denisa Comănescu am venit, deși ea mi-a promis că nu o să citească. Mă gudur pe lângă ea să văd dacă o să reușesc să scap de propuneri de traducere, dar am venit și pentru Bogdan Iu, pe care îl cunosc și care este un om de virtuozitate în spațiul traducerii și traductologiei, cu contribuții mari, mari de tot. Este un om care cunoaște limba din care ținta și sursa la perfecție, fără niciun fel de restanțe și cartea asta este o dovadă. Este o carte pe care un ochi cât de cât exersat de redactor sau de cititor profesionist o citește fără subițuri, fără tresării. De obicei, ai câte o stridență, ți se pare că ceva nu e în regulă, măcar o conjuncție, măcar o concordanță sau discordanță de timpuri. Aici nu. Deci aici e o traducere cristal, n-am acțiuni la firmele lui Bogdan, nu urmăresc profil, vreau doar, n-ai firme, pe de-aia n-am acțiuni, exact. Dar vreau să spun, mai ales că asta este încă o profesie, tratată, cufundată în anonimat, că face o treabă excepțională. Acum, despre cartea asta, cred că sunt puține lucruri de spus în așa fel încât să nu vă piară pofta să o citiți. Nu întâmplător, ea se află la raft, la noi, la editură, lângă tatuatorul de la Auschwitz. Pentru că apare fenomenul despre care vorbim, apare și Birkenau, apare și Auschwitz-ul, apare și soluția finală în ambele cărți. Numai că aici mai e vorba de ceva. E vorba de ceea ce, într-un roman pe care noi l-am lansat cu 3 zile în urmă, romanul Transparența lui Radu Bancu, un procedeu se numește mecanismele de editare a realității. Aici există personaje care cad sub incidența și sub acțiunea acestor mecanisme. Sunt oameni care cred că au o biografie lină, cu, mă rog, urcușuri și coborâșuri, cu o traiectorie previzibilă și cu un trecut lămurit și la un moment dat se ridică o lespede din care ies balaur. Iar balaurii ăștia sunt balaurii trecutului. Ai de-a face cu oameni care nu știau că părinții lor au fost implicați în soluția finală. Ai de-a face cu oameni care credeau în sentimente puternice și nu știau că de fapt e o piesă și că de fapt este o încercare de a fugi din calea unui destin sau din calea unei vinovății. E o carte cu multă vinovăție. E o carte în care personajele au umerii apăsați, pocârjați, în care încearcă să-și recompună cumva poziția verticală în ciuda a ceea ce se întâmplă. Sigur că e o carte și despre fundamentalismul islamic și o carte care face într-un fel diferența dintre tipurile de isme. Vă știți că există isme pozitive conotate pozitiv și isme conotate negativ. Ismele conotate pozitiv sunt cele culturale, cu precădere, literare, da? Sau de civilizație sau de reformă. Romantismul, clasicismul, structuralismul, da? Iluminismul, la rigoare. De partea cealaltă avem ismele negative care sunt politico-ideologice. De la comunism, trecând prin nazist, trecând prin fundamentalist și ajungând la sfântul nostru traseist politic din ziua de azi. Este una dintre oglinzi, cealaltă oglindă, cum s-a spus, este oglinda care pune față în față cele două tipuri de jurnal, cele două tipuri de adecvare la realitate, cele două personalități și cele două curente. Nu întâmplător, personajele au nume cocktail. Combinație de neamț cu arab. În varianta, îmi spune Bogdan acum, că în varianta germană,
Cartea se cheamă Americană. Se cheamă Mujahedinul German. Da? Deci este o carte cocktail, un fel de sinteză a două rele. Un rău care a fost și un rău care probabil va să fie. Și când spun lucrul ăsta și cu asta mă apropii de final, vertiginos, fac legătura și spre Michel Houellebecq și supunerea, pentru că și acolo se propune o distopie care, iată, e din ce în ce mai puternic confirmată de realitate. Da. Și cu asta, basta, cum a spus Mihai Viteazu, ultimele lui cuvinte, în 1601. Noi vă mulțumim, am început, mai avem ceva? Da. Păi dacă mai avem, te las pe tine.